Bună ziua, domnul Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Orban, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. În acest weekend a avut loc la București un mare eveniment organizat de Partidul Național Liberal, summitul PPE. Care sunt principalele concluzii desprinse din discuțiile cu Manfred Weber? În primul rând, să informăm pe cei care ne privesc. Partidul Popular European este partidul de dreapta de la nivelul Uniunii Europene. Este partidul care grupează formațiuni politice din toate țările europene și din 1999 este cel mai puternic partid la nivel european, deținând conducerea Comisiei Europene, având majoritate în Parlamentul European. Și spun aceste lucruri pentru că Partidul Național Liberal este membru al Partidului Popular European și este un membru respectat, un membru care este apreciat și din acest motiv, făcând și parte din familia politică cea mai puternică, avem capacitatea de a ne susține interesele țării, de a reprezenta România cum se cuvine și de a influența deciziile la nivel european, astfel încât ele să genereze consecințe favorabile pentru cetățenii români. A fost extrem de important acest summit pentru că Manfred Weber, care este candidatul PPE la funcția de președinte al Comisiei Europene și cel mai sigur viitorul președinte al Comisiei Europene, practic și-a prezentat liniile principale ale programului pentru prima oară în România. La cele 28 de țări europene. Este adevărat și din cauza faptului că România deține președinția Consiliului Uniunii Europene, dar și din cauza relațiilor, datorită relațiilor foarte bune pe care le avem la nivel european. Dintre concluzii este foarte clar în urma acestui eveniment că atât datorită relației politice pe care o avem, cât și datorită cunoașterii personale, respectului reciproc și chiar a multor afinități, Manfred Weber este un candidat care, odată ce va deveni președintele Comisiei Europene, va cunoaște foarte bine problematica României, interesele pe care le are România, interesele fundamentale pe care le avem și va fi un susținător al României. La eveniment a fost prezent și președintele României, Klaus Iohannis. Am văzut, a făcut o baie de mulțime la începutul evenimentului. Președintele României a fost candidat la funcția de președinte din poziția pe care o dețin astăzi eu, și anume poziția de președinte al Partidului Național Liberal. Ca și președinte, activează în grupul Partidului Popular European și a participat la acest eveniment pentru a arăta clar acest lucru și pentru a transmite mesaje extrem de puternice în acest eveniment, care cred că au fost receptate favorabil de majoritatea cetățenilor. Ați spus la eveniment, în cadrul unui discurs, că Partidul Național Liberal practic a depășit cea mai mare formațiune actuală, Partidul Social Democrat. Am văzut că v-ați adus și o serie de critici, cel puțin din partea social-democraților, care nu vă cred. Este rezultatul unui sondaj intern al Partidului Național Liberal? Partidul Național Liberal lucrează cu 3 case de sondare. Nu dăm publicității rezultatele, pentru că, de regulă, cei care se grăbesc să dea publicității rezultatele, fie o fac din interesul promovării casei de sondare, fie o fac pentru că așa cere cel care comandă sondajul. Și, de regulă, atunci când sunt publicate în mod repetat, mai ales rezultate din sondajele de opinie, interesul comanditarului de a manipula opinia publică și de a prezenta neadevărul. Orice casă de sondare serioasă știe că la ora actuală
Partidul Național Liberal este umăr la umăr cu PSD. Este adevărat, pentru prima oară într-un sondaj am ieșit peste ei. Sigur, nu trebuie absolutizate cifrele dintr-un anumit sondaj. În cercetările sociologice studiez mult mai multe lucruri, poziționările oamenilor față de diferite teme, studiez trendurile, că trendurile sunt importante. Și aici, asta e lucrul cel mai important pe care l-am relevat, că spre deosebire de PSD, care este pe un trend descendent, adică este coboară, Partidul Național Liberal este pe un trend ascendent și posibilitatea de a învinge PSD-ul la aceste alegeri este o posibilitate extrem de reală și care este foarte bine fundamentată. Pentru că e greu de găsit vreun resort care să permită partidului de guvern și, de fapt, partidelor de guvernământ să genereze vreun motiv oamenilor să voteze cu ei. Se scoate la vot, practic. Da. Deci, în afară de mobilizarea lor tradițională pe rețele, care este o mobilizare care, de-a lungul timpului, s-a arătat a fi o mobilizare a electoratului lor stabil, taliban, în rest, capacitatea lor de a lua voturi de la nehotărâți sau de la oameni care vin prima oară la vot sau capacitatea lor de a recupera alegători care au fost dezamăgiți de guvernarea PSD este egală aproape cu zero. Ați luat prin surprindere opinia publică atunci când ați propus practic un jurnalist. Ați venit cu numele unui jurnalist pentru a deschide lista partidului la europarlamentare. Povestiți-ne puțin cum a luat nașterea această idee. Cum v-a venit ideea să-l propuneți pe Rareș Bogdan? Vă spun din capul pentru locului a deschide că lista. Rareș Bogdan revine în Partidul Național Liberal. Puțină lume știe că el a fost membru al Partidului Național Liberal. El a devenit membru al Partidului Național Liberal în urma fuziunii dintre Partidul Național Liberal și Partidul Alianței Civice, unde Rareș Bogdan era președintele organizației de tineret și în urma fuziunii a devenit prim vicepreședintele TNL, Tineretului Național Liberal. Rareș Bogdan cunoaște foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal. De-a lungul carierei sale jurnalistice, Rareș Bogdan a fost un om care, sigur, atunci când a fost cazul, a criticat sever decizii proaste ale reprezentanților Partidului Național Liberal. Poate unul dintre cei mai virulenți critici. Liberal. Pe de altă parte, Rareș Bogdan, cel puțin de prin 2012, este cel mai acid și serios critic al guvernărilor PSD, indiferent cine a fost la putere, că a fost Ponta, că a fost Dragnea, că era cam același lucru. În exercitarea puterii, PSD se comportă abuziv și tinde să devină un partid stat. Iar am spus că Rareș Bogdan, atunci când puțin au avut curajul, Rareș Bogdan a avut curajul să spună adevărul, Rareș Bogdan a avut curajul să prezinte public fața nevăzută și întunecată a guvernărilor PSD. Mi-aduc aminte numai manifestația din 10 august, în care, hai să ne aducem aminte că dacă nu era Rareș Bogdan și jocuri de putere, foarte multe malversațiuni, foarte multe lucruri pe care puterea le-a pitit, le-a ținut ascunse, nu ar fi ajuns în ochii publicului și, la urma urmei, și foarte multe din agresiunile comise de forțele de ordine împotriva unor cetățeni pașnici nu ar fi fost văzute de cetățenii români și nu numai de cetățenii români, și de opinia publică internațională. Rareș Bogdan este jurnalistul care, ne aducem aminte, în 2014, când foarte mulți erau cu Ponta, este jurnalistul care l-a susținut pe președintele Iohannis și nu a făcut niciun secret din această opțiune, care a fost o opțiune fundamentală pentru România. Și de-a lungul timpului, Rareș Bogdan a fost un jurnalist care a apărat valori comune cu valorile pe care le-a susținut președintele României, Partidul Național Liberal, democrația,
independența justiției, economia de piață și a dezvăluit foarte multe furăciuni făcute de mai mari PSD-ului, furăciuni care altfel nu ar fi ajuns la cunoștința publicului. Cum reacționează oamenii de pe stradă? Am văzut că ieri ați avut o întâlnire cu locuitorii capitalei. Cum au reacționat? La Piața Romană, la Piața Universității. Am prins o vreme nu foarte potrivită, fiind în orat și cu o schimbare de presiune. De, în general, oamenii, mai ales când stă să plouă, oamenii sunt mai grăbiți și au mai puțin timp, dar imediat ce l-au recunoscut, marea majoritate au reacționat extrem de favorabil și Raleș Bogdan chiar e un om care e apropiat, știe să comunice cu cetățenii, nu are fasoane și fițe și alte lucruri, e un om foarte cald, foarte apropiat și care s-a bucurat de aprecierea multora din cei cu care ne-am întâlnit. Ce v-au spus oamenii? Eram în campanie de strângere de semnături, evident, a convins pe foarte mulți să semneze pentru susținerea listelor de candidați ale Partidului Național Liberal. Ce v-au spus oamenii? Care sunt nemulțumirile lor actuale? Scăpați-ne de Dragnea, scăpați-ne de PSD. Este unul dintre mesajele cele mai puternice, la care la marea majoritate le-am răspuns, depinde și de voi, mergeți la vot. Folosiți-vă părticica de putere pe care o aveți și votați Partidul Național Liberal, care practic maximizați șansa Partidului Național Liberal de a învinge PSD. Pentru că dacă PSD va pierde aceste alegeri pentru Parlamentul European, își va pierde orice legitimitate de a guverna, iar acest lucru va crea o criză în interiorul PSD-ului, care deja va accentua criza din interiorul PSD-ului și e posibil să creeze oportunitatea, șansa unei încetări a actualei guvernări. Ați avut o discuție cu Klaus Iohannis în privința numirii lui Raleș Bogdan pe lista PNL-ului la europarlamentare? A fost inițiativa mea. Discuțiile le-am purtat cu Raleș Bogdan. Pot să vă spun că președintele a privit cu ochi buni această idee. Fostul lider al Partidului Național Liberal, domnul Crin Antonescu, nu se mai regăsește pe listă, deși știm foarte bine că și-a exprimat intenția. Cum de nu s-a mai calificat, dacă pot să spun așa, pe un loc? Eu i-am solicitat domnului Antonescu să nu candideze. Din ce pentru motiv? Că am fi pierdut un europarlamentar extrem de valoros în Parlamentul European. Să știți că la nivelul Parlamentului European este foarte greu unui om care este proaspăt ales să ajungă să poată să influențeze deciziile, să construiască relații cu ceilalți europarlamentari, cu comisarii europeni, cu reprezentanții din Consiliul Uniunii Europene. E nevoie de foarte mult timp ca să construiești astfel de relații. Ori ar fi fost păcat să ne pierdem unul dintre cei mai influenți europarlamentari români, respectiv Adina Bălean. Adina Bălean este din 2006 în Parlamentul European. Este cu siguranță un europarlamentar român care a avut contribuții semnificative, dacă nu chiar decisive, la foarte multe decizii care au fost luate la nivelul Uniunii Europene și care au generat consecințe favorabile, inclusiv pentru români. Am dat exemplu cu roamingul. Puține lume își mai aduce aminte cât de scump era să vorbești cu rudele, cu prietenii din Italia, din Spania, cei care sunt plecați la muncă în țări europene. Și astăzi cât este de ieftin. Ori Adina Bălean a fost raportor din partea Parlamentului European și a avut o contribuție extrem de mare în stabilirea acestui proces de reducere graduală a roamingului până, practic, la desfințarea taxei de roaming. Asta a ajutat foarte mulți români. Gândiți-vă că avem aproape 4 milioane de români care au fost obligați să-și ia lumea în cap și să își caută locuri de muncă plătite mai decent, servicii de calitate mai bună în alte țări europene, care au acasă rude, au acasă prieteni, cu care astăzi o să vorbească mai des, o să vorbească mai mult, practic, mai aproape unul de altul, pentru că
S-a desfințat, practic, această taxă de roaming, care era un cost extrem de pipărat și nu era normal în interiorul Uniunii Europene. Și în această discuție m-a spus că e mult mai bine și pentru PNR și pentru România ca să păstrăm influența pe care o are Adina Vălea în tot sistemul de relații care este construit de-a lungul activității sale în Parlamentul European. Aș mai da numai o mențiune. Adina Vălea e singurul europarlamentar român care deține președinția unei comisii la nivelul Parlamentului European. Un președinte de comisie este un tip, este un om politic extrem de influent pe domeniile comisiei pe care o conduce. Și Adina Vălean este președintele unei comisii importante de la nivelul Parlamentului European. Și ați văzut că nu a existat niciun fel de contrareacție, niciun fel de discuție. A înțeles, domnul Crin Antonescu, situația sau... Cu siguranță, sigur că da. De altfel, într-un fel, candidatura lui Crin ar fi fost, să spun, o candidatură care să aducă un plus de imagine, un plus în ceea ce privește capacitatea de comunicare, dar pe listă trebuie să păstrezi un echilibru foarte mare, pentru că, până la urmă, noi trebuie să trimitem la nivelul Parlamentului European oameni credibili. Crin e credibil, da. Oameni care la nivelul Parlamentului European, la nivelul instituțiilor europene, la nivelul partenerilor din celelalte țări a Uniunii Europene, trebuie să fie oameni credibili, oameni cu influență, oameni care să aibă puterea să-și convingă partenerii de anumite puncte de vedere care pot să creeze avantaje pentru România. Da, domnul Crin a fost la summitul PPE din weekend? Nu a participat. Dar a fost invitat, presupun. Sau? Deci nu a putut veni din motive obiective. Nu a fost o absență demonstrativă, ci o absență care a fost foarte bine motivată. Dar după această discuție pe care spuneți că ați avut-o cu dânsul, ați mai avut și alte discuții? Cu siguranță, comunicăm. Comunicați. Crin Antonescu și mine e o relație de prietenie veche. Indiferent de-a lungul timpului, în ce tabere în partid am fost sau ce poziții am avut, această relație este o relație extrem de apropiată și ea nu se poate strica dintr-un motiv politic sau altul. Pentru că, în primul rând, suntem oameni și relațiile interumane trebuie într-un fel să transceadă diferitele conjuncturi politice de moment. Pe final, aș vrea să discutăm și despre o decizie luată marți de Comisiile Juridică și pentru Administrație ale Camerei Deputaților, care au adoptat un raport comun de respingere a proiectului inițiat de PNL, care prevede alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Cum vedeți dumneavoastră această decizie? Deci noi ne batem să readucem legitimitatea în conducerea comunităților locale din România, iar acest lucru se poate face doar prin adoptarea legii care să permită alegerea primarilor cu jumătate plus unul dintre cetățenii unei comunități locale. Pentru că numai asta poate să confere legitimitate. Dar de ce nu vrea PSD-ul... Gândiți-vă din rațiuni politice meschine, de interese de partid, pentru că în sistemul de două tururi, dacă un candidat PSD intră în turul 2, își găsește foarte greu aliați care să-l sprijine în turul 2, în timp ce pentru un candidat al Partidului Național Liberal ar fi mai ușor, pentru că și-ar găsi mai ușor aliați. Asta e rațiunea lor, care este strict electorală și este egoistă. Nu ține de argumentul unei legitimități care să-i fie conferite celui care practic primește în mâinile sale responsabilitatea destinului unei comunități locale. Pe sistemul actual de majoritate relativă, cum se numește, dacă participă 10 candidați și prin absurd unul se alege 12%, că ia cel mai mult, ia procentul cel mai mare, teoretic se poate. Avem cazuri în trecut și... Chiar cu 12% nu, dar sunt primari care s-au ales cu 23%, cu 18%, cu 27%. Îți mai vin și jumătate la vot.
Deci, practic, ajungi ca un primar să conducă o comunitate locală, să administreze toate resursele, bugetul, toate proprietățile localității respective, în condițiile în care el beneficiază de sprijinul a 7%, 8%, 12% dintre cei care își exprimă votul. Ori acest lucru nu e normal, nu e firesc, nu e democratic. La fel cum nu sunt democratice ordonanțele de urgență adoptate de guvern, la fel și alegerea unui primar, fără să aibă jumătate plus unul din opțiunile comunității locale, cetățenilor care trăiesc în localitatea respectivă, nu conferă o deplină legitimitate. Mai e un avantaj cu turul 2. Cu alegerea cu jumătate plus 1. Dacă un primar e ales cu jumătate plus 1 și foarte mulți dintre primarii PNL sunt aleși cu jumătate plus 1 și nu au niciun fel de problemă într-o astfel de situație. Dar dacă în competiție un candidat nu obține jumătate plus 1, ca să obțină jumătate plus 1, face o alianță care este transparentă și care într-un fel este supusă referendumului local, pentru că ea este cunoscută de cetățenii care votează. Pentru că se face prin susținerea în turul 2 a unui candidat de un candidat al unui partid care a ieșit din cursă și în felul ăsta se și creează o alianță care să fie validată de cetățean și care să genereze o majoritate în Consiliul Local. Pe sistemul actual este foarte greu pentru primari care sunt aleși cu 30% sau cu 28% sau chiar cu 35-40% care nu au majoritate în Consiliul Local să construiască niște alianțe. Plus că, de regulă, construiesc niște alianțe oculte care să nu fie validate de votul cetățenilor și care să nu fie cunoscute de membrii comunității locale. Ori alegerea cu jumătate plus 1 în sistemul la finaliștilor în turul 2 practic permite realizarea unor alianțe care să fie validate de cetățeni și care genereze o majoritate în Consiliul Local care să permită o guvernare stabilă în baza unui program care a fost validat prin vot de cetățenii comunității locale. Noi continuăm să ne batem. Asta ce are de gând să facă Partidul Național Liberal? M-a surprins poziția ALDE, care, deși public au declarat că sprijină alegerile în turul 2 în Comisia Juridică și Comisia de Administrație, au fugit din sală. Dar nu a fost prezent. Au fugit din sală. Deci au fugit din sală, ca să fim limpezi. Doamna Cătăniciu. Ca să nu se certe cu PSD-ul sau ei una zic că predică apă și beau vin. Da, credeți că într-adevăr susțin, adică... Eu nu cred, până acum n-am avut nicio dovadă concretă. Ar fi important ca, dacă ALDE și UDMR sprijină alegerea primarilor cu jumătate plus 1 din voturi, atunci proiectul de lege va fi adoptat. Am mandatat conducerea grupului să ceară retrimiterea la comisie și să mai derulăm o serie de negocieri pentru a convinge alte formațiuni politice, sigur mai puțin PSD, pentru că PSD-ul nu vor accepta niciodată acest sistem de alegere cu jumătate plus 1, pentru că ei n-au nicio legătură cu democrația și își reduc șansele de a menține, în special mari municipii sau orașe, în cazul în care se merge pe 50% plus 1. Mai ales după guvernarea asta catastrofă. Domnule Ludovic Orban, eu vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm pe la. Mulțumesc de invitație. Mulțumim. Toate cele bune.